noroc și salutare. Eu am plecat pe cursă, fraților, astăzi duminică, în 22 septembrie. Bine, e seară. Aproape. Pentru că asta este, am avut o pauză mică. Am zis, voi, hai să mai înregistrez și eu ceva. Da, am rezolvat-o cu adeverința aia. Deci, wow, după 3 săptămâni. Bă, da, proste. Acum să vedem ce... Bineînțeles, am și tradus-o aici și m-a ajutat un fost coleg să o traduc prin cineva. Și acum așteptăm să vedem ce spune doctorul ăsta veterinar. E bună, nu e bună? Zic, băi, una și una face două. Tot îmi spune să mai fac povești. Nu prea, cel puțin eu unul nu mă văd așa un bun povestitor, dar hai să încerc să vă mai povestesc o chestie tot din Franța. Da? Astăzi sunt și eu, astăzi, de fapt, două zile sunt acum plecat cu șeful. El e cu camionul lui, eu cu camionul meu. Și aute coada acolo la schimbare de autostrăzi, în partea stângă. Vin toți din vacanțe, de unde vin, frate, ia uite și coadă de pe A1 pe A43. Da, mă, hai să vă povestesc o chestie care pe mine m-a dezgustat la maxim. După cum bine știți, am lucrat în Franța un an de zile, circa. Eram șef de echipă. Și trebuia să începem o nouă lucrare, deci o lucrare mare. De jos, din temelie, să spun așa. O clădire lungă de 50 de metri. Lată de 5,5 metri, 5 metri jumate așa. Numai că în capete venea pe L. Într-un cap era o casă cu etaj la un francez care era firma practic pe numele lui. Mă rog, nu mă interesează combinații și astea, mă rog. Și în celălalt capăt sediul la jandarmerie. Și între aceste două căsuțe, practic, erau compartimentate, pap, 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 pam, și date, și trebuiau date în chirie, depozite, să zic, garaje, mă rog, și au făcut mulți acolo, au venit mulți cu firme, cu nebunii, eu știu ce și-au făcut, în fine, că puteai să... faci etaj, că am făcut la câțiva, le-am făcut podest din ăsta și am făcut la etaj, mă rog, birouri și jos depozit. Cam așa mergea treaba acolo pe Franța. În fine, ne-am dus, am văzut unde era terenul, mi-a dat tot planul, tot caietul de sarcini, l-am citit. Păi, toate bune, toate frumoase. În schimb, ne trebuie oameni mai mulți și oameni compatibili, nu din ăștia care știe doar să facă cafea. Am avut și de aia. Și când îl puneai să adune niște scânduri de pe jos, țipa la tine, dar mai adu și adună și tu, mă. Și el habar n-avea, săracul, știi? Dar nu era el vinovat, era cei care i-au angajat.
Eu am spus, băi, fraților, eu am un frate, adică el, adică ai bază în el, să-l lași pe șantier. Dar zic că ăla nu vine cu una, cu două, și plus că nu vine, hai, săptămâna viitoare. În schimb, eu am mai lucrat cu un băiat la noi în țară, când am lucrat în marmură, în piatră, cum se spune, pietrar. Am lucrat pe în Corbeanca, la Paradisul Verde, pe acolo, pe la toți ăștia care au băgat mâna în, până la cot, la Ciordeală, și și-au făcut cartiere pe acolo și le-au închiriat, pe la Băneasa. Am lucrat cu un băiat, coleg, adică mă înțelegeam bine așa cu el. Nu era, să zic, prieten, era coleg. Până să plec din țară, în Franța, eu vorbeam cu el, că nu prea aveam de muncă, nu știu ce, și face, hai mă să plecăm în Qatar. I-am zis, bă, frate, eu nu merg acolo, nu e că nu știu cum să dă la metru, că sunt indieni și pe noi ne pune șef, balea, bă, du-te, bă, de aici, că nu merg, mă. Zic că chiar auzisem la televizor că le oprise la unii, la niște români. Cred că știți și voi despre ce e vorba. Tot pe în Qatar, pe acolo, pe la Doha, nu știu pe unde naiba, s-au dus să muncească și l-au oprit ăștia pașapoartele. Și îți dai seama, n-ai pașaport, nu mai poți să te întorci. Plus cât costă un bilet de acolo, de avion. Aici în Europa, măcar dracu, ieși la pas, o iei cu nașul, o iei cu... Te duci într-o parcare de camioane, îi găsești unul de România, îi explici cum să treaba, te mai ajută, știi? Dar acolo e cam nașpa. Și am spus, băi, frate, băi, X, zic, nu știu, e cu, cam cu sută coață albă. Nu! Zic, bine, totuși, hai să văd, să ne întâlnim cu ăla care zici tu că face contract. Băi, frate, și am fost cu el odată și m-am întâlnit cu unul de pe stradă. L-am citit așa, de cap până în picioare. Trebuia să dai niște bani. Nu mai țin minte, vreo 5 milioane, dacă mă înșel, că se face un dosar și în banii aia intră și biletul și nu știu ce, nu știu cum. Eu l-am văzut pe ăla, știi, eu i-am pus câteva întrebări și omul vroia să scape de noi cât mai repede, adică să termine întâlnirea, pa, 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 că eu îi puneam întrebări. Băi, frate, stai puțin, unde dormim, cum facem, cine plătește, la cât vii acasă, cum se plătește, nu știu ce, nu știu cum. Era vorba de niște fațade mari, de pus piatră ventilată, să spune, să punea pe niște... Venea placa mare, nu știu, să dau un exemplu, 80 cu 80, și are niște găurele pe margini și alea să-mi fige așa, ca niște pazele, să zic, niște, într-un schelet metalic, în fine. Și spunea, mamă, tu știi cât de dalea pui, că lucrezi numai noaptea, că ziua e 50-60 de grade și noaptea e mai răcoare și nu știu cum... Du-te de aici. Între timp, mă rog, am plecat în Franța. În schimb, în Franța, cum am spus, ne trebuie oameni. Și am spus, zic, băi, fraților, zic, eu vorbesc numai de persoana asta, astăzi, în video ăsta. Că am adus mult mai multe persoane după CV-uri, după internet, și am avut probleme. Zic, eu am un băiat care am lucrat cu el acolo, în România, și zic, el tot așa și-a făcut singur, și-a zugrăvit singur pe acolo. Am spus el că și-a făcut tavanele negre. Am spus într-un video. Nici nu mai țin minte dacă am spus toată povestea despre el, dar vă spun exact așa. Și zic, știi așa meserie? Eu pot să-l contactez, na, că îl știu personal cum am muncit acolo. A, bun. Și eu și scriu pe Messenger. Zic că... Salut, băi, uite care-i treaba. Eu zic, eu sunt în Franța. Zic, uite, firma asta unde muncesc eu are nevoie de oameni compatibili, frate, să știi, uite, așa, așa. Zic, dacă vrei, uite, salariul e atât, muncești atât, atât. Zic, o problemă, eu sunt șef de echipă, să nu-i se pară așa ceva. Nu, domne, stai liniștit, nu vezi că în țară mor de foame, că nu știu ce. Bă, și într-una fiecare zi, hai, bai, vorbit, hai, bai, vorbit, nu știu ce, hai, 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 ca să vin. I-a luat ăștia bilet cu Atlasibu. Îmi pare că îl plătea jumate, dacă nu mă înșel, firma, biletul.
nu mai țin minte exact. În fine. Și i-am spus. Zic, băi, uite cum stă treaba. Zic, sigur ajungi noaptea. Sună-mă cu o jumătate de oră, o oră înainte să vin să te iau. Noi, da, noi stăteam lângă Toulouse, practic, și el venea la autogara în Toulouse, la gara, de fapt, că și autogara și gara am două la fel. Zic, ca să am timp și eu până mă trezesc, până vin cu mașina. Da, da, da. Fraților, eu dormeam. Îți dai seama. Pe la 3:30, 4. Sună telefonul, când mă uit un număr, zic, bă, o fi ăsta. Bă, Mariane, bă, am ajuns, bă, iar mă și vină, bă. Zic, da, unde ești exact? Așa închis. Zic, bă, frate, zic, hai. Zic, mă duc. M-am îmbrăcat, sac, pac. Am urcat în mașină și am întins-o. Dar acolo faci cam 20 de minute, o jumătate de oră. De la, de unde stăteam noi, practic, până la gara. Mă duc la gara, frate, nici dracu acolo. Mă uit, mai dau roată, iar mai mă uit pe acolo, spun, sun pe numărul ăla. Nu răspunde, sun pe numărul ăla, nu răspunde, sun pe numărul ăla, răspunde unul. Dar era pentru un bar, beat. Zic, bă, X e cu tine? A, bă, bă, că nu e, că a plecat, bă, zic, acu e numărul ăsta, al meu, băiatul ăla, că nu e, că l-am lăsat acolo. Mai dau așa un ocol. Când mă uit, era într-o stație de autobuze, dar autobuze din astea care circulă doar în Toulouse, acolo. Intern. De transport în comun. Cu niște bănci acolo. Hai mă, cu o geantă, hai mă. Zic, băi, ce naiba, zic, nu ți-ai... A, nu mi-am încărcat, domne, niciun telefon, nu, nimic. Că... ce? Și după aia a început să-mi spune el până acasă, nici pachet, nu mi-am făcut nimic, niciun pachet. Și am mâncat la ieșire din țară, la un restaurant din ăsta, unde oprește ăștia, știi? Cu autobuzele. Și... ce? Ce-mi trebuie azi? Bine, mă, na, tu știi. Nici apă n-avea, frate. Nici apă n-avea decât o sacoșă. Și eu l-am așteptat cu bere, cu sucuri, cu... am făcut patul, l-am luat să doarmă cu mine în cameră. Eu dormeam singur. L-am luat să doarmă cu mine în cameră. Am făcut mâncare. Știu să fac orice fel de mâncare. Adică, acum, ca am femeie și așa, nici nu mă lasă nevasta mea să fac de mâncare. A vrea să spun că trebuie să te chipzuiești singur. Și... am venit. Pac, îmi spune el că are numai 100 de euro la el, ceva de genul, nu mai rețin exact, oricum cam pe acolo. Și așa și nu știu ce. Bun. Am început munca. Nu pot să zic că era un muncitor rău, dar îi cam plăcea câteodată să fofileze. Dacă lucra cu cineva în echipă, cam trăgea pe ăla. Și a dat multe kicks-uri din astea care erau logice, dar tot el se supăra și dacă îi spuneai ceva, deci îi spuneai: băi frate, eu sunt așa, deci suntem la muncă, la muncă, suntem la muncă. În viața privată vorbim viața privată, alea, dar la muncă, păi dacă eu vin, dacă eu răspundeam de anumite lucrări și tu erai muncitor, toate oalele în capul meu se spărgea. Ei nu știau treaba asta. Că te duci toată ziua la birou, ei credeau că mă duc la birou să vorbesc de ei. Eu mă duceam la birou, mă lua aia la 3, mai înțeles, și stăteam și dimineața și seara. Ei se duceau acasă, bine mersi, și eu stăteam până la 9-10 la birou. Și pierdeam timpul acolo. Să le spun, să le explic. Calcule din astea, nu prea să verifica cu bolobocă, când punea o gresie, o astea, el punea așa, pap, pap, pap. La drept, bă, stai puțin, vine unul și te controlează, frate, ce faci? Păi, bă, trebuie să pun pe fiecare placă. Nu, mă, dar la 2-3 plăci, aruncă dracu bolobocul acolo să vezi, e drept, e alea. Că nu e la marmură când pui ditai placa și merge așa.
Bă, frate, prima lună am înțeles. A mâncat de la mine, a băut de la mine. Zic, bă, e prima lună până ia banii. Ce credeți, fraților? Toți banii îi trimitea acasă lui nevastă sa. Bineînțeles, avea doi copii. Probabil că și alți colegi aveau copii în țară și probleme și bănci și rate și nenorociri. Bă, da, și oprea, lua 1500, trimitea 1000 și rămânea, și oprea 500, mai înțeles? Pentru mâncare, pentru, eu știu, fuma, care mai fuma, care... Că mulți mai luau la comun cafea, mi se pare că și eu luam la comun, nu mai rețin exact, dar eu în weekendurile nu prea le stăteam pe acolo, mă duceam la 100 de kilometri, era și nevastă, mi-a lucrat la un hotel și mă duceam pe acolo weekendurile. Prima lună l-am înțeles, a luat banii, își oprea vreo 100-150 de euro, mi se pare, dar el trimitea toți banii că nu avea niciun card. Și nu știu cum, făcea o combinație pe cardul meu, nu mai mi-aduc aminte exact. Vreo lună, două până ea mai am spus, bă, frate, ia rezolvă-te tu într-un fel, să-ți iei banul tău și lasă-mă cu amețel din astea. Când l-am văzut că el își trimite aproape toți banii, frate, în țară, și mănâncă cu ăla, cu ăla, cu ăla, eu am început să îi dau distanță. Și pe la muncă l-am văzut că făcea figuri, că îi zic eu unele chestii, dar astea sunt normale, frate, pentru că eu de-aia eram pus acolo și i-am și spus, bă, vezi că eu sunt șef de echipă, frate. Și ăilalții, câțiva colegi, tot așa, aduși de-a pensiviuri, am stat de vorbă cu ei, nu știu ce, cu tare. Unii m-am împrietenit eu, cu toate că am avut scandaluri, dar m-am împrietenit. Zicea că sunt eu al dracului. Mă vorbea, bă, că eu l-a zgârcit de mine, că zic, bă, frate, te ajut o lună. Păi stai puțin, că și eu am belele sau alea, și eu am cheltuiel. Dar nu te țin eu, nu ești frate meu sau mama să te țin, mai înțeles, toată viața. De mâncare și de băutură. S-a ciuat la aia acolo. Bineînțeles, dormea cu mine. Adică eu vorbeam așa cu el. El avea o... ceva cu mine. Că le spunea la aia că ce, mă, Marian e șef, mă? Că ce șef? Că ce materiale ne cumpără el? Că nu știu ce. Nici o problemă. S-a dus la aia. Că aia mai spunea că, bă, ia uite, Ionuț, nu mă interesează, mă, nu vreau scandal, nu alea. E problema lui și gata. I-am zis la mine așa că o bere, o alea, o ceva... Păi dar tu te servești de un frigider de acolo, ce cumpără și tu trimezi banii acasă, nu? S-am pus cu aia, frate. Hai, bă, că să facem, să ne combinăm, să facem mâncare. S-a pus cu unul. Adică s-a combinat cu unul tot așa, la mâncare, la băutură. Păi el bea cel mai mult, mânca și după aceea la prânz, când mânca, care își lua câte un sandwich, care... Eu știu, își lua un salam, o brânză, temir ce își lua la... El își lua tot mâncare gătită. Și îți dai seama, bă, stai puțin, punem bani împreună să facem mâncare și ce facem. Dar asta o mâncăm și noi seara sau când vii, că nu mai... Când vii după o zi de muncă, mai ai chef să-ți faci de mâncare. Sau ai două, trei zile acolo, știi? El își lua mâncarea și dacă făcea... când era cu unul, că ăla chiar gătea bine, frate, făcea și un gula și oricum făcea mâncare... Bună, băiatul, am avut scandal cu el, dar după aceea m-am rămas prieten. El lua gulaș la el, frate. La 12, mâncare cea acolo, băga, știi? Tot să economisească. Până să ne cumpere, că ne-a luat la toți firma, două perechi de pantaloni, o bluză, câte 5 tricouri, bocanci și așa mai departe. I-am zis eu, zic, băi, până... mergem cu toții să ne cumpere haine pentru muncă, îți dau eu niște pantaloni de la mine. Păi ce? Am mai văzut? Ea a făcut praf, frate, pantaloni. Da, încolo, nu stau în pantaloni, dar așa, eu i-am zis că îi dau până ne ia firma îmbrăcăminte de muncă. Tot așa. Băi, m-a
măcar ia ne dăm și mie calculatorul tău să vorbesc și eu cu familia, cu copii. Da, bă, sigur, ia și îți dai seama, dor de copii, de alea, copii mici fiind, nicio problemă. Păi ce, frate, vorbea cu aia 50 minute, după aia s-a jucat. Pa, pa, pam, filme, chestii, vrăjeli. O dată, de două, de trei, de nouă. Mai erau și alți băieți care tot la fel îmi cereau, dar strict. Se ducea omul 50 minute, vorbea cu familia pe Skype, pe Messenger, nu mă interesează pe ce vorbea. Și mi-aducea înapoi calculatorul. Mulți mi-au și zis, băi, Mariane, mă folosesc așa, că mi-e și rușine să ți-l cer. Băi, nu, vii, îl iei, vorbești. Știi, care avea bun simț, că până iau banii și eu să-mi iau o tabletă, o alea, nu știu ce. Mulți au fost ok. Da, ăsta, frate, când am văzut, am luat calculatorul, l-am zis de nevastă mea. Și mi-am luat o tabletă din asta mică, mai mică. Păi ce, a pus curul și pe tabletă, frate. Zic, băi, astea sunt lucruri personale până la urma urmei. A, nu, că eu nu investesc în calculator, că vreau să-mi iau unul ca lumea când mi-ai lua, că eu în țară am fost patron, că tăiam cecuri de 800 de milioane, de alea, că nu știu ce, că nu știu cum. Bă, lasă-mă, că oricum 80% din muncitorii care erau acolo, toți avuseseră firmă în țară, frate. Și eu le-am spus, bă, frate, atunci de ce sunteți aici? Dacă n-a știut să gestionați, să mergeți în continuare. A, nu, domne, că nu știu ce, nu știu cum. O, și m-am dus eu odată la nevastă mea într-un weekend și de atunci ne-am plimbat până oraș și am văzut un magazin de ăsta numai de electronice de, la mâna a doua. Și am găsit acolo, am văzut un calculator HP, bineînțeles vechi, nu ținea baterie, atât trebuia să-l ții la încărcat, 50 de euro. Sau 40 de euro, ceva de gen. Și l-am sunat, zic, băi, uite care-i treaba. Uite, am găsit aici, uite, așa, 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 nu-ți dă garanție, nu-ți dă nimic. E calculator vechi, dar costă atât. O, ia-l, 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 că-ți dau bani. Bineînțeles că banii mi-a dat peste o lună sau nu știu când. Un alt băiat de acolo i-a făcut un alt program, pa, pa, pa. Îți dai seama, calculatorul mergea puțin mai greu, dar dracu nu era, avea ani de zile vechime, da? Mergeai, ascultai muzică pe el, te uitai la filme, vorbeai cu familia. O, nu, s-a îmbătat, a dat cu el pe acolo, a doua zi venea să plângă, frate, să-l ducă la reparat, a stat cu el pe acolo. Eu zic, ce să mai mă aruncă-l, frate? Zic, ce să mai stai cu el, aruncă-l? A, nu, domne, că nu știu ce. Și a început și ceilalți să debaraseze de el. Și îmi spunea, bă, că ăsta e zgârcit, frate, că ia, uite-te, vine să facem mâncare. Dar ăla, unul pune cartofi, unul pune carne, ce are, unul nu știu ce, și el vine și el și curăță ceapa și cartofii. El nu vine cu nimic. Unul venea cu berea, cu vinul, cu băutură, mă rog, așa e când stai, nu știu, 10-5 la comun, să zic așa. Dar stai la comun, aveam două băi, fiecare avea camera lui separat, deci nu stăteam acolo plaie peste grămadă. Bucătăria mare. Și a început să debaraseze de el. Mergeam la Lidl să ne facem cumpărăturile sau la orice supermarket acolo. S-a uitat. Ma. Ia uite struguri, bă, 2 euro și nu știu cât era kilu. Îmi iau și eu când o fi, când o-i lua salariu. Să ia-ți, bă, dracu, adică îți plânge gura la un strugure din ăla. Ia-ți, mă, și tu un kil. A, nu știu ce, îmi pare că i-am luat eu un kil. Un kilogram de struguri. Mai atunci, la început. Și mereu când mergea la cumpărături, că mergea mai mulți, știi cât știți cât lua la el? 2-3 euro. Pe cuvântul meu, 2-3 euro lua și acolo dacă mai trebuie, bă, mai ai tu 50 de cenți, mai ai tu nu știu ce. Deci pe cuvântul meu, dar am mai văzut oameni așa, fraților. Fiecare își lua câte un bax de bere, să aibă el nimic. Bea după la ăla, după la ăla, după la ăla. Mânca după la ăla, după la ăla, după la ăla. Într-un weekend s-a dus, aveam acolo un fel de lac, o mlaștină și s-a dus cu grebla și i-a adunat, dar nu erau raci comestibile aia.
i-a adunat acolo, frate, cu grebla, dădea după noroiul ăla. Când am venit de la nevastă mea, barita oala, paragaz în bucătărie, puțea acolo de murei. Uite așa stătea ea cu ghearele până apă pe acolo, ce mâncase, ce se îmbătase. Zic, mama mia. El avea părul așa lung, ziceai că e rocker, mamă, ăsta e rocker din ăla. Ce ai, frate, că maneaua nu lipsea de la el non-stop. De-aia vă spun, nu am mai întâlnit așa fenomene de oameni. Margarină. Nu unt. Margarină. Dar știți ce margarină mânca? Margarină alimentară. Era așa un calup de margarină, 50 de cenți mi se pare. Din aia care se pune în mâncăruri, în prăjituri. E, din aia lua, că era ieftină, fraților. Deci el nu lua margarină de asta care se mănâncă dimineața pe pâine. Lua margarină alimentară care se gătește cu ea. Sau care se prăjește, sau... Ce să vă mai zic, fraților? Deci am avut... L-am dus odată pe el și pe încă un băiat, care prima oară, băiatul ăla venise cu fratele meu mai târziu. Deci pe fratele meu nici nu l-am așteptat. Cum l-am așteptat pe el, eu nici nu eram acolo când a venit fratele meu. Nici nu i-am gătit, nici nu... Deci a venit ăla după drum, după două zile sau cât dracu faci cu autocarul. Cum l-am așteptat pe el, știi? Și m-a luat la... Se ducea la patronul francez și spunea că ce șefie, Marian? Ce material ne cumpără? Eu oricum nu cumpăram materiale după urechea mea. Ce spunea la birou, vezi că acolo e reducere, nu știu, du-te, iau un palet de vopsea. Cea mai proastă vopsea, îți dai seama, trebuie să dai 3-4 mâini să albească și nici atunci nu albea. Și... L-am dat cu băiatul respectiv la un prieten, dar lui tot francez, eu mai vorbeam în spaniolă cu ăla, că nu mă... pricepeam eu chiar atât de bine franceză să vorbesc cu lux la amănunte și vorbeam mai mult în spaniolă. Avea la o casă exact pe lângă munții Pirinei. Băi, ce frumos să vedea de acolo, era un view din ăsta. Foai, mamă! Să vedea zăpada așa pe creste, foarte beton. Și pe lângă piscină și toată curtea pe unde avea ăsta trotuarul, dar l-avea făcut dintr-o piatră de asta naturală. Eu i-am spus, zic, nu știu de ce vrei să pui lamele din alea compozite, de alea din plastic. Zici că e plastic, dar nu e plastic. De alea care vara se dilată și iarna se strânge, contractă. Toată curtea și pe lângă piscină. Nu era muncă la alea. Aveau niște piciorușe, trebuia să le reglezi, să pui principale pe piciorușe și după aia veneai cu lamele alea, le tăiai la măsură, frumos, și se prindea între ele cu niște șuruburi, cu niște găicuțe. El se tăvălea pe acolo, pe jos, stea mai mult, le dădea omul la bere. Bine, băiatul, de câte ori m-am dus, numai băiatul la muncea. Eu l-am văzut că ăla e cam... El vroia să-mi spună, dar nu era din ăla care să vorbească pe la spate sau... Chiar era un băiat de nota 10, dar mi l-a stricat un nene mai bătrân. L-a pus contra mea, să zic, mai târziu. Dar oricum a văzut și el cine era nenea ăla mai bătrân mai târziu. Că și ăla se bătea cu pumnii piept și când a trebuit să plece acasă, că l-a dat afară, nu mai era zmardoiul care se bătea el cu pumnii în piept. Aoleu, fraților! Și am vorbit cu prietenul la patronul francez, unde făcea ei terasa aia, să zic. I-am spus, vă rog frumos să nu mai le dați bere, că îi moleșesc, zic, uite așa, așa, zic, aici nu mai terminăm niciodată. A, bine, bine, cum spui tu, nu le mai dăm bere. Bine. Și am făcut ședință. Am făcut ședință și i-am spus domnului, i-am spus, zic, băi, eu n-am nimic, frate, cu tine. Dar tu ai cu mine, nu știu de ce. Știi ce am vorbit prima oară, uite așa, că ce șef sunt eu. Zic, uite cum stă treaba. Zic, eu nu cumpăr materiale după ureche. Eu alerg mai mult decât vă le-am spus. Uite așa, uite așa, am făcut cu toți ședință. A,
nu, domne, că nu, că ce șefești tu, că nu o să ajungi tu, că a, mi-a dat exemplu, era altcineva acolo, un alt șef, mă compara pe mine cu alt băiat, dar băiatul ăla, el avea habar numai în meseria pe care o făcea, etanșietate. El nu știa în general așa construcții. Bă, nu știu ce, nu știu, băi, frate, i-am zis, băi, ai făcut greșeală acolo, ai făcut greșeală acolo, ai făcut greșeală. Cum să nu știi tu să măsori o distanță? Deci dacă tu împarți o încăpere și trebuie să pui grinzi și peste grinzile alea ca o dușumea, să zic. Păi dacă tu vezi pe plan că ai 50, tu pui, el punea 50 între grinzi. Și când a venit cu scândura aia, care scândura aia era comandată, nu mai venea. Punea prima grindă și punea din grindă în grindă 50. Și îți dai seama, nu a mai ieșit, bineînțeles, le-a fixat tot și când a venit cu dușumeaua care era comandată la fix, nu mai se pupa, frate. Dă-i în nădel pe acolo și țigăni. Și eu când m-am dus, m-am uitat pe plan, pac, pac, zic, ia uite unde e treaba, era să-i zic și numele. A, nu, domne, că cum, bă, frate, ai plana ce, aia ce zic, nu te duce capul, cum să faci așa ceva? Zic, e logic. A, nu, domne, că alea, și se supăra și mai multe chestii din astea mi-a făcut. Și alții se duceau la birou, spunea, a, că ce Marian, ce șef e Marian, nu știu ce. Eu am fost, zic, băi, și la birou, mi-a spus, cine vrea să fie șef în locul meu de echipă, frate, zic eu, nu mai mă doare capul. Încep la 7:30, 8 când începeam. Mă duc ce am de făcut azi, aia fac. Și gata. Știu că la 5:30 am încheiat munca și la revedere. Și într-un târziu am dus să nu mai s-a certat, nu știu cu cine pe acolo, să bată, să alea. Bine, probabil că și dorul de copii. Eu nu pot să fiu chiar atât de al dracuș cum credeau ei. A cerut să-l duc, el pleacă a doua zi în țară și nu știu. Băi, stai mă, până mergem de Crăciun, că mai e puțin. Era o lună, mi se pare, o lună jumate. Mai stai. Nu, no, mai domne, cal, nu știu. Zic, du-te, frate, învârtindu-te. Mi-a spus și patronul francez că X venea și îmi spunea că numai de mine, numai de rău de mine. Și mi-a spus, vezi că e șarpe. Mi-a zis patronul francez, vezi că e șarpe. Tu l-ai adus și să-i dai o pâine și el uite ce face, te mușcă pe la spate, că asta zic că e șarpe. Mă rog, nu mai mi-aduc acum aminte, dar dimineața când ne trezeam și mergeam la mașină, noi stăteam la etaj și jos aveam depozitul sub noi. Și mai ne trebuia ceva, materiale, scule sau mai știu eu ce, pentru ziua respectivă. Ce crezi că făcea? El nici nu s-a spălat pe față, s-a îmbrăca șapca în cap, ditai sacoșa cu mâncare gătită în ea, s-a ducea și uita așa, stătea lângă mașină, drept ca proasta. Și tot eu, cu iar câțiva băieți care erau mai pe sistem, ia prelungitorul ăla, bă, stai că mai ne trebuie bolobocul ăla lungul, stai că nu știu ce, aparatul de sudură, stai așa, discuri, nu știu ce, pentru flex. Și el stătea acolo, aștepta și mă oțăia până când ajungeam la muncă. Și acolo începea să înjure, că se enerva și repede și ala, știi? De-aia zic, nu am văzut zgârcit casa de când sunt. Și le spunea la ceilalți băieți, a, păi eu, tu știi cât am cheltuit, mă, în prima lună? 30 de euro. E normal că ai cheltuit 30 de euro dacă ai mâncat de la ăla, de la ăla, de la ăla și ai băut. Nu? Vi se pare normal? Ăștia sunt oamenii. Eu am crezut, nu-l cunoșteam așa bine, am crezut că... În schimb, eu am plecat de acolo, dar am mai vorbit cu băieții. A venit frate, am făcut o clădire, fațada la o clădire, tot acolo în Franța,
dar în alt oraș. Și în centru, pe străzi din alea înguste, o clădire de asta istorică. Era fațada din cărămidă, dar trebuia să folosești aceleași materiale, mă rog. I-am făcut fațada, a fost top. Cu toate că ne-a dat arhitect mare de la Paris, nu știu de câte ori ne-a dat, că ăștia venise să facă după nacelă, așa spunea ăștia de la firmă și patron. Zic, bă, cum să faci după nacelă aia, piu, 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 cu braț, dita mai fațada. Zic, schelă frumos, mergem, schimbăm cărămizile unde sunt sparte, punem cărămizi noi, punem obloanele, că făcuse băieții înainte să vină obloane noi, o vopsim și gata. Și până la urmă venea arhitectul, ne spunea să ne dăm jos, ei ne spunea să ne urcăm. După aia suna arhitectul la firmă, spunea că român nu înțelege. Adică tot pe noi arunca vina. Până m-am dus și le-am spus la firmă. M-am dus odată seara și am zis, băi fraților, așa nu o să mai merge. Nu mai merge. Deci noi nu mai terminăm acolo. Și am luat o pauză o lună, a venit cineva, o firmă, a pus schela, ne-am dus în două săptămâni, vreo 2-3 băieți și am terminat-o. Între care și cu băiatul ăsta care era zgârcitul zgârciților. Tot așa, acolo trebuia să faci niște compoziții, le-a cam amețit. Mi-era târșă să-i spun, băi, vezi că nu se pune așa, pune așa. El era mare meșeriaș. În fine. Că nici eu nu știam compozii, mi-a arătat șeful mare de șantier francez. Că băi, Mariane, uite așa, pui de-aia, 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 de-aia și iese culoarea asta. Un fel de var. Așa. Deci am terminat fațada aia. Numai că trebuia să renoveze și pe în interior, pe acolo. Mai avea câteva apartamente, mai renovaseră ei înainte. Și cum am spus, băiatul ăsta plecase. Eu am plecat la fel. Și a venit el cu firmă. A vorbit cu patronul francez. Că vin eu și-ți fac alea cu firmă, frate, și nu știu ce, îmi dai bani de... S-a dus pe acolo cu vreo 2-3 băieți. S-a dus pe la... Era o baltă acolo, nici nu era în Toulouse, era în alt sat, Montauban, în oraș, pardon, Montauban. Într-o apă, a prins pește, a intrat pe apă, pe acolo, erau crapi din aia așa mari. Dar, bă, ei țin doar de frumusețe, de... Nu intră în apă să-i prindă, să-i halească. A prins pe acolo, le-a făcut pe la aia catastrofe pe acolo, greșeli, pe la Zugrăvel, pe unde s-a băgat el. I-a dat bani sau nu l-a mai plătit francezul, că dacă a văzut că îi strică materialele și nu-i face ce trebuie, ăla a plecat, a lăsat băieții pe acolo fără bani, fără, vai de mama lor, până i-a trimis firma acasă, firma la care am lucrat eu. El care se bătea cu pumnii în piept că a fost patron și calea. Uitați ce reclamă și-a făcut el. Eu când i-am spus că e prost, nu m-a crezut. Și după ce, uite ce aude mișto. Ăla cu Mini Cooper-ul îi dădea flash-uri lui șeful că să dea pe banda din dreapta, dar el nu vede că numai de aici poți să te dai în dreapta, pe banda din dreapta. Da, băi, fraților. Și așa este cu băiatul ăsta care v-am povestit despre el. Iacă-te încă o poveste, sper să vă placă.